Salut, ce mai faceți? Numele meu este Upstar, iar în video de astăzi vom vorbi despre cel mai tânăr copil din seria Grand Theft Auto. Dacă aveți idei pe care ați vrea să le fac în viitoarele videoclipuri, nu ezitați să le scrieți mai jos în comentarii și mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru toate comentariile frumoase și like-urile pe care le oferiți la videoclipuri. În acest videoclip am să vorbesc despre cel mai tânăr copil din seria Grand Theft Auto. Am mai vorbit și în trecut despre asta, aveți un infocard mai sus dacă doriți să intrați să vedeți de ce nu sunt copii cu exactitate în GTA. Haideți să vă spun mai pe scurt de ce nu se află copiii în lumea Grand Theft Auto și în acest videoclip. Unul dintre motivele pentru care copiii nu sunt în GTA este unul foarte simplu. Multe jocuri care sunt în general despre crime, sex și alte activități ilegale nu există copii, pentru că producătorilor de jocuri le este interzisă vânzarea jocurilor în care copiii mor. Dar în Red Dead Redemption 2, caracterul Jack, care este un copil, nu poate fi omorât de nimeni, ca și cum are o protecție pe lângă el care nu-ți permite să-i faci nimic. Dar jocurile noi, din câte văd, cum este de asemenea Red Dead 2, este permis adăugarea copiilor în joc și chiar și în alte jocuri omorârea lor, ceea ce este foarte ciudat să vezi un copil care moare după acțiunile unui player. Cel mai probabil v-ați gândit la Tracy și Jimmy, copilul lui Michael de Santa din GTA 5, să fie niște copii. Într-adevăr, sunt copiii familiei de Santa, dar luând în considerare evenimentele din Grand Theft Auto 5, ei au vârsta cuprinsă între 18 și 20 de ani. Și eu m-am gândit prima dată la aceste două caractere din joc, dar nu este deloc așa. Mergem în trecut, în anul 2006, când GTA Vice City Stories este lansat, iar fix în primele misiuni, mai exact misiunea When Fun Day Comes, o femeie se arată cu copilul ei pe care îl alăptează. Aceasta este Louise Cassidy Williams, mama lui Mary Beth, fetița care se află în brațele mamei sale. Din păcate, istoria familiei Williams este una destul de tristă, mai ales pentru Mary Beth. Tatele a fost omorât chiar de protagonistul din GTA Vice City Stories, adică Victor Vance. Mama era foarte săracă, locuind la mătușa sa și chiar din cutscene ne putem da seama că femeia se plânge că nu are un loc unde să stea și ce o să facă în viitor pentru fica ei Mary. Din păcate, Louise Cassidy este omorâtă de Armando Mendez, care era un gangster din Bolivia. Mary Beth este cel mai tânăr personaj din seria jocurilor Grand Theft Auto, iar viitorul său stă în mâinile protagonistului Vic, care a spus că va avea el grijă de ea. Mary nu este singurul personaj tânăr care apare în seria de jocuri de la Rockstar Games. Chiar în GTA 4, într-o apariție pe site-ul Blätter, Jill von Krastenburg este o fată din cea mai bogată familie din lume din joc. Ea nu este arătată în gameplay-ul din GTA 4, dar după cum am spus, o putem vedea într-o reclamă unde își promovează stilul de viață. Putem să vedem din video că este o fată foarte bogată, având mașini, case și bijuterii, iar la ziua ei au venit cei mai mari artiști din lume pentru a-i cânta. Vreau să-mi cer scuze pentru calitatea videoului, dar este foarte greu de găsit acest videoclip și am găsit acest video care este mai calitativ, să-i spun așa, de acum 12 ani. Jill are doar 13 ani și în raportul LCPD deja are două infracțiuni comise, posesia de cocaină și de amenințare în public. Nu doar că această fată deținea droguri la ea, dar și-a început și viața sexuală cu un jucător de baseball de 35 de ani, ea având 13 ani, ceea ce este un lucru penibil din punctul meu de vedere. Cam acestea au fost cele mai tinere personaje din seria Grand Theft Auto. Nu știm exact cum și-au continuat viața aceste două fete după evenimentele din joc. Dacă aveți păreri despre viața lor, puteți să le lăsați mai jos în comentarii și ce nu sugestii pentru videoclipuri noi. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să intrați dacă doriți pe grupul de Discord unde putem să vorbim și să ne jucăm împreună. Eu am fost Webster, vă salut!